Mii de legumicultori din Olt au accesat programul Tomata 2, iar pentru a beneficia de subvenția de la stat de 1000 de euro, trebuie să treacă cu bine de cele două vizite ale specialiștilor din agricultură. La nivelul județului, prin filtrul acestora au trecut mai mult de jumătate dintre cei înscriși. Programul Tomata Ciclu 2 a fost depuse 5571 de dosare. Până la această dată, noi am făcut ambele vizite la 5300 de dosare, de fermieri. Am fost în colaborare cu colegii de la APIA. Nu sunt probleme deosebite. Să sperăm că toți fermierii se încadrează până la final, în astfel încât dosarul să fie eligibil. Deja la fermierii au valorificat cultura de ardei, în mare parte, roșiile, tomatele, la fel și castraveții. Acum urmează salata, ceapa verde, deci funcție de perioada de vegetație. Sute de milioane de lei au fost alocate pentru acest program aprobat de Ministerul Agriculturii la începutul anului. În acest an, Ministerul Agriculturii a alocat 225 de milioane de lei pentru susținerea producției de tomate și legume, respectiv ardei gras, ardei capie, castraveți, fasole păstăi, salată, spanac și ceapă verde. Anunțat la începutul anului pe pagina de Facebook fostul ministru al Agriculturii, Adrian Chesnoiu. Pentru ciclul 2, cei care vor să obțină subvenția de la stat trebuie să comercializeze producția în perioada 15 octombrie-9 decembrie.